Salina Turda este un obiectiv turistic care se află pe lista locurilor care trebuie vizitate. Aspectul futurist al Salinei te atrage cu luminile ei, care pun în evidență atracțiile ce te întâmpină. Trebuie să știe că odată ajuns la Salina Turda, pe lângă aerul foarte curat care ajută la tratarea afecțiunilor respiratorii, turiștii se pot bucura de istoria locului, fiind un loc cu istorie de peste 300 de ani și bineînțeles de partea de agrement care tocmai a fost modernizată între 2008 și 2010, unde cei care doresc pot închiria tenis de masă, biliard, minigolf, de asemenea pot folosi singura roată uriașă din Europa care se află în subteran sau bărcuțele care se află la 120 de metri în adâncime. Câți turiști zilnic aveți la această salină? Comparativ, sau mă rog, raportat la un an de zile, numărul mediu de turiști este de 1500-1600 de turiști pe zi. Ce spun turiștii când părăsesc această bază? În general, este o impresie foarte plăcută lăsată de turiști, feedback-ul de la ei este încântător, toată lumea este bucuroasă și plăcut impresionată de ceea ce găsește la Salina Turda. Dar nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt, vă invit pe toți să vizitați Salina. Hai să vizităm! Haideți! În zilele toride de vară, Salina Turda poate reprezenta un plăcut loc de refugiu, datorită temperaturilor scăzute, dar constante, 10-12 grade Celsius. Pe parcursul anilor s-a descoperit că mediul salin este deosebit de prielnic în tratarea afecțiunilor respiratorii, datorită temperaturii constante de 10 până la 12 grade Celsius și a umidității de 75 până la 80%, precum și datorită concentrației optime de aerosoli. În minele Rudolf și Terezia, vizitatorii au posibilitatea de a petrece timpul într-un mod plăcut. În mina Rudolf există o roată uriașă cu 6 gondole, de unde cei dornici pot admira un peisaj panoramic. Același peisaj panoramic poate fi admirat din liftul panoramic cu care se poate coborî în mină. Pe lângă aceste elemente deosebit de spectaculoase, în mina Rudolf există și piese de mini-golf, mese de biliard, teren sintetic de sport, mese de ping-pong, loc de joacă pentru copii cu tobogane și alte elemente distractive și un amfiteatru de 200 de locuri având scaune încălzite electric, ideal pentru concerte. Din mina Rudolf se poate coborî pe scări sau cu un lift modern în mina Terezia, loc în care există un lac format în urma infiltrării precipitației de la suprafață. În mijlocul lacului există o insulă de unde se pot închiria bărci. Pe insulă se poate ajunge trecând peste un ponton din lemn, iar priveliștea care vi se deschide în fața ochilor nu se poate descrie cu cuvinte și poate trezi interesul celor dornici de ceva deosebit, extraordinar, diferit de tot ceea ce se poate percepe la suprafața pământului.